Bună, sunt Comănici Bianca Maria, am 19 ani și sunt din orașul Tecuci. Am venit aici să-mi găsesc jumătatea. Sper ca la sfârșitul acestui concurs să plec cu premiul cel mare și măritată. Nu îmi plac bărbații geloși, pentru că mă consider o femeie frumoasă și oricum bărbații se uită. Bună, Bianca! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Pare bine. Bine! Bianca! Ai aici o poză cu tine, da. Foarte frumoasă. Mulțumesc! Pe care o să te rog să o așezi oriunde vrei tu aici în casă. Deci acolo, la bucătărie? Unde vrei tu? Ok, mă duc? Da, te rog! Bianca? Ea este Raluca. Bună, Raluca. Raluca, Bianca, îmi pare bine. Te rog. Bianca, ce vârstă ai? 19 ani. 19 ani. Ai mai iubit până acum? Sincer, da. Dar nu vreau să mai amintesc. Vreau să-mi găsesc pe cineva mai bun. Care să mă și iubească. Pentru că doar am iubit. Nu am fost și iubită. Ai suferit? Un pic. Un pic mai mult? Cred că n-am. De mult? Foarte mult, cât să nu pot să-mi depășesc limitele. Adică am stagnat foarte mult timp din cauza asta și acum îmi pare rău, pentru că vreau să mă ridic și să găsesc pe ceva mai bun. A fost dragoste la prima vedere? Nu, din potrivă, nu. N-a fost. Nu, pur și simplu, în timp mi-am dat seama. Adică la început chiar am spus, nu pot să fiu cu omul ăsta. Și după nu am mai putut să mai renunț la el. L-ai iubit foarte mult. Da, pentru că a început ușor și pe urmă n-am mai avut cum. Să înțeleg că puterea ta de a iubi este una foarte mare. Clar. Dar el știe că tu ai suferit, nu? Da, știe. Din păcate știe și nu regretă că m-a făcut să sufăr. Cât timp ați fost împreună? 6 luni, ceva de genul ăsta, pentru că s-a terminat foarte brusc și nu știu. Adică nu știu ce s-a întâmplat, ne-am despărțit a doua zi. A plecat și ne-am despărțit de tot. Încă mai suferi după el? Nu. nu mai sufer pe el. Te-ai emoționat. Parcă îți vine să plângi, mai gândindu-te la despărțirea voastră. Un pic, pentru că e destul de greu să fii părăsit brusc, fără nicio explicație. Să încerci să ajuți un om, să-l ajuți să se ridice și totuși să nu aprecieze eforturile pe care le depui. Cum îți dorești? Sau cum ar trebui să fie băiatul de care tu să te îndrăgostești în așa fel încât să te facă să uiți toată suferința prin care ai trecut, dar totodată să și aibă puterea să te facă să te îndrăgostești de el? Că pare mi se... că ți-ai pierdut un pic încrederea în dragoste. Da, adică de când am terminat-o, efectiv n-am mai fost îndrăgostită deloc. Nu am mai putut să iubesc cum am iubit, nici măcar să țin la cineva, să țin la o persoană. Adică am încercat să am o relație, dar nu, efectiv nu am putut. Și acum îmi doresc să am un bărbat mai hotărât, care să știe ce vrea de la viață, să aprecieze faptul că încerc să depun eforturi, să iasă ceva totuși frumos. Și eventual să mă căsătoresc, că eu asta vreau. Vrei să te căsătorești? Da. Serios? Da. Și părinții tăi ce spun? Ei oricum respectă deciziile mele și nu am nicio problemă cu asta. O să mă susțină și eu. Nu simți că ești prea tânără pentru a face acest pas atât de important? Dar nu neapărat să avem o relație și dacă e să fie, nu știu, poate un an de zile, nu are importanță. Atât timp cât este dragoste de la bun început, o să fie... Poate o să înflorească, dar dacă e de la început, n-are cum să... Crezi că o să te îndrăgostești aici, în casa Puterea Dragostei? Eu cred că da. Atunci eu îți doresc baftă, simt pumnii și bine ai venit în casa Puterea Dragostei. Bine v-am găsit. Mersi. Acomodează-te, pentru că o să stai ceva în casa asta. Super. Mersi frumos.
Eu o să merg în casa băieților să mai cunosc un viitor concurent și cine știe, un posibil iubit pentru voi. Sau soț. Sau soț!